Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă citesc: o țestoasă fugară, evadată, dată dispărută cu peste 3 ani în urmă, a reușit să parcurgă, înainte de a fi capturată, 8 kilometri. Cât? 8 kilometri, săraca. E ca bancul cu Melco. Ai văzut că țestoasele... Știu bancul cu Melco, da. Îl aruncă și se întoarce după un an. Bă, ai ceva cu mine? Ai văzut că țestoasele se mișcă foarte greu. Dacă nu e să te apuce de mână, dacă vrei să le dai ceva, o viteză din cap, ceva fenomenal. N-am încercat. N-ai încercat? Bine, sunt alea Snapper Turtles, care sunt periculoase, adică alea pot să-ți amputeze degetul. Da. Dar alea sunt, slavă cerului, nu sunt încă la noi. Deși ce parcă... se întâmplă? Vă rog. Astea sunt țestoasele care se hrănesc cu insecte și care, dacă n-ar avea această viteză mișcare din fenomenală cap, din cap, ar muri de foame. Săracii. Alea leșinatele sunt vegetariene. Așa, alea mănâncă dacă salată. O... Sunt pe mazăre. Legătura aici. Deci alea de leștinul e din desene animate care fug și fac 100 de ani până ajung la cap și nu știu ce, alea sunt toate pe verdețuri. Am plecat într-o vacanță odată cu Ione cu mașina și l-am dat pe un drum pe malul Dunării, pe undeva, în mijlocul drumului, o țestoasă. În mijlocul, frână, trage pe dreapta, Ione emoționată toată că trebuie să ajutăm țestoasa. Am luat țestoasa din drum, ea era, cum să spun, venea dinspre Dunăre și se ducea înspre munte. Ajunsese, era pe la jumătatea Dunării. Tu ai zis că a dat eroare și ai pus-o invers. Am pus-o la loc spre Dunăre. Ai zis că poate vrea la apă. Îți dai seama aia cât l-a înjurat? Am plecat. Exact. Exact. Bă, mă chinui de o săptămână, bă, mă chinui să tot trec cretină. Mergeam la excursie la munte. Mă opresc și mă bagă la loc. Am auzit că e o verdeață. Dar vreau să traversez, lasă-mă în pace. Pe de altă parte, drumul spre Valea Prahovei pe acolo e numai bun pentru țestoase. De ce? Păi se circulă la fel ca și cu mașina. E adevărat, da. E cel mai bun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.